Eveniment unic în Iași, peste 20.000 de persoane au participat la ceremonia de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici, teolog al Bisericii Catolice din România. Ceremonia a avut loc pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași, iar slujba a fost oficiată de mai mulți episcopi, dar și de cardinalul Angelo Amato, trimis al papei Francisc. Și politicienii s-au perindat la acest eveniment, astfel la slujba au participat atât premierul Ponta, alături de vicepremierul Liviu Dragnea, dar și primarul Klaus Iohannis. Mii de oameni au participat la ceremonia de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici. Slujba a fost oficiată de mai mulți episcopi, dar și de cardinalul Angelo Amato, trimis al papei Francisc. El a fost preot, a fost episcop și a căutat ca să fie bine. De unde ați venit? Din Poiana Negri. Pentru pontificarea părintelui Anton Durcovici. Dar, bineînțeles, el s-a chinuit pentru păcatele noastre să ne le ierte. Pentru noi toți care suntem catolici a însemnat o preamărire a trecerii episcopului Anton Durcovici la cei fericiți. Mă rog, pentru sănătatea tuturor românilor. O sărbătoare foarte interesantă pentru noi catolici, pentru episcopul de Iași, Anton Durcovici. În timpul slujbei, episcopul martir Anton Durcovici a fost proclamat oficial fericit, fiind citit decretul semnat de Papa Francisc la Vatican. Ulterior, pe scenă a fost adusă relicva episcopului martir și președintele Traian Băsescu a transmis un mesaj cu ocazia beatificării episcopului Anton Durcovici. Șeful statului a arătat că misiunea martirului a fost expresia unei profunde solidarități cu semenii, iar în actualul context social și politic marcat de tensiuni, este necesară redescoperirea culturii solidarității. La ceremonia de beatificare au participat și premierul Victor Ponta, vicepremierul Liviu Dragnea, dar și primarul Sibiului Klaus Iohannis. Mă bucur pentru Iași, în primul rând, pentru că dincolo de marea sărbătoare a Sfântei Paraschiva, sărbătoarea ortodoxă, vom avea încă o sărbătoare foarte mare, sărbătoarea episcopului martir Anton Durcovici, pentru un oraș și o regiune cum e Moldova, atât de credincioasă, cred că e un lucru foarte bun. Am participat la un eveniment foarte important, foarte frumos, slujba de beatificare a episcopului Durcovici. Foarte multă lume prezentă acolo și cred că această zi este realmente o sărbătoare pentru Iași. Ceremonia de beatificare este cea de-a doua organizată în România în ultimii ani, după beatificarea monseniorului Vladimir Ghica, anul trecut, la București.